Pe 20 1966, fiind lăsat la vatră, revin în București. Ajung în jurul orei 10, îmi las valiza și plec imediat la sedul ICRA București din piața la Hovarii, pe vremea aceea se numea piața Cosmonauților. La orele 12 eram deja reangajat. A doua zi, la orele 7, îmi reîncepeam serviciu. La scurt timp, ne cumpărăm o căsuță din paiantă cu două camere, fără canalizare, cu puț în curte, cu electricitate, având 240 de metri pătrați de teren, cu suma de 9000 de lei, salariul minim atunci fiind de circa 500 de lei. Cu timpul am construit și alte camere. În acea perioadă în care pe ul ducea o luptă acerbă împotriva așa zisului obscurantism religios, începe prin Consiliile Populare schimbarea denumirii unor străzi din București. Sub incidența acestor decizii cade și strada Trinității, Sfântă Trăime fiind cel mai sfânt simbol al tuturor creștinilor, care devine strada Dr. Maximilian Popper. Într-o discuție de mai târziu cu academicianul Nicolae Cajal, am aflat că Dr. Maximilian Popper a fost un bun specialist în boli de plămâni, care și-a dedicat întreaga viață spitalului Caritas de pe strada respectivă dar și pe plan politic și social a avut contribuții remarcabile, fiind o figură importantă a mișcării comuniste interne și internaționale. În timpul războiului, sub regimul de tristă amintire al mareșarului Ion Antonescu, la Spitalul Caritas, a Spitalul Dr. Nicolae Cajal, a funcționat, cu aprobarea mareșarului, Facultatea de Medicină pentru Studenții Evrei, condusă de cei doi mari oameni ai comunității medicale evreiești din România, profesorul Dr. Marcu Max Cajal, și profesorul dr. Maximilian Popper. Se spune că schimbarea denumirii Strevechea a străzii Trinității a fost posibilă pentru că doctorul pediatru Max Cajal a fost medicul personal al tuturor copiilor conducătorilor comuniști din epocă, inclusiv Gheorghe Gheorghiu Dej,